Guvernul adoptă în această săptămână ordonanța de urgență privind suplimentarea secțiilor de vot pentru diaspora. Premierul României, Dacian Cioloș, a făcut astăzi acest anunț, adăugând că speră ca un număr cât mai mare de români să voteze prin corespondență la alegerile parlamentare. Premierul României a declarat astăzi că guvernul va adopta în această săptămână ordonanța de urgență cu privire la suplimentarea secțiilor de vot pentru diaspora. Alegerile parlamentare din acest an vor marca pentru prima oară posibilitatea ca cetățenii români să voteze și altfel decât erau obișnuiți. Mă refer aici la cetățenii români care trăiesc în străinătate. S-a introdus votul prin corespondență și sperăm ca un număr cât mai mare dintre ei să aleagă această modalitate de vot. De asemenea, prim-ministrul a spus că guvernul va dispune, prin ordonanță de urgență, suplimentarea secțiilor de vot, astfel încât să existe condiții decente pentru toți cei care vor să voteze. Pentru a ne asigura că niciunui român nu îi se va nega dreptul de vot, vom adopta în această săptămână ordonanță de urgență care va permite într-un anumit cadru bine definit și suplimentarea secțiilor de vot pentru românii din diaspora, acolo unde dimensiunea comunităților face ca misiunile diplomatice să nu fie suficiente ca secții de vot pentru a putea asigura condiții decente tuturor celor care doresc și au dreptul să-și exprime constituțional dreptul de vot.